Acești 40 de ofițeri și subofițeri, prin felul cum și-au îndeplinit datoria de pacificator în operațiune KFOR, au demonstrat că Armata Națională are un efectiv bine pregătit, instruit, în conformitate cu standardele internaționale și apreciat pe, de partenerii militari externi. Pentru mine și pentru toți colegii noștri, este o mândrie să vă avem alături, domnilor pacificatori, și să ne bucurăm împreună de succesele pe care le-am obținut de parte de casă. Sunt sigur că și cei dragi, dar și întreaga țară, trăiesc aceleași emoții. Și vreau în numele tuturor să vă mulțumesc pentru că ne-ați reprezentat onorabil în Kosovo, alături de contingentele de peste 20 de țări.